Salutare barosanilor! Suntem la stadionul Rapid și astăzi am venit aici după aproape o lună jumate, două luni de la ultima filmare, să vedem ce s-a mai construit aici pe exterior. S-au pus, de câte văd eu, aproximativ toate geamurile, toate panourile. Mai e ceva de muncă aici sus, nu știu dacă va rămâne așa, dar nu cred că va rămâne așa. Până interior arată foarte bine. După cum ați văzut poze de la prietenii noștri, pe exterior mai are de muncă, ce să zic, mai au de muncă. Chiar mai au de muncă. Cum arată stadionul la cu un an jumate? Erau stâlpi aia, mi-aduc aminte, turnați și cam atât. Acum, prieteni, ușor, ușor, stadionul este aproape gata. Pe exterior zici că stadionul Rapid este un vapor. Uitați. Ar fi mișto ca stâlpia, nu știu, să prindă un contur, o culoare, ceva, părerea mea, nu știu. Că arată foarte nasul. Să se dea ceva peste betonul ăla, o culoare, o ceva, un vișiniu, ceva, nu? Arată foarte, foarte bine așa, dar nu cred că va face ăștia ceva. Cred că așa va rămâne. Ce să zic, neapărat bine să revin iar aici la Rapid, cu o nouă filmare, după atât timp, ușor, ușor, cred că va fi, nu știu, peste două săptămâni, trei, o lună, va fi gata, eu știu, habar n-am. Nu știu când va fi găzduirea primului meci, dar vom vedea. Toate cele bune, nu uita să vă abonați pe canalul Susținem Rapidul. Salutări și pe fanii de pe Facebook. Toate cele bune. Ciao.